Situația neacordării voucherelor de vacanță a fost dezbătută vineri în cadrul Consiliului Județean al Sanitas Maramureș. E vorba de angajații spitalelor Borșa, Sighet, Județean, Spitalul Vișeu, Târgu Lăpuș, care au strâns semnături și am facilitat o întâlnire cu avocatul pentru a finaliza și a depune cererile în instanță. Deci, practic, în aceste spitale, în 2018, nu s-au acordat deloc voucherele? Da, nici în anul 2017, nici în anul 2018, pentru că ordonanța prevedea acordarea unui set de vouchere de vacanță în intervalul iulie 2017-noiembrie 2018. Deci, practic, voucherele se acordau pentru o lună jumate, pentru 18 luni. N-au fost acordate în 2 ani. Aveau opțiunea să dea ori în 2017, ori în 2018, sau să împartă sarcina fiscală pe bugetul a 2 ani consecutiv, nu s-a întâmplat, pentru care, sigur, suntem obligați să mergem în instanță, să câștigăm aceste drepturi și să obligăm unitățile la acordarea lor. Liderul Sanitas Maramureș, Mircea Ciocan, susține că s-au strâns semnături pentru acționarea în instanța unităților sanitare care nu au înțeles să se achite de obligația acordării voucherelor de vacanță.